Sunteți cumva nemulțumiți de activitatea oamenilor politici și a partidelor? Ei bine, aflați că partidele politice din România au primit deja doar în acest an sume de ordinul milioanelor de euro de la buget. Cei mai mulți bani revin partidului de guvernământ, PSD, cel mai mare partid din România, care a primit numai puțin de 16 milioane de euro până în luna octombrie, adică 52.000 de euro pe zi, scriu jurnaliștii de la newsweek.ro. Sume mari de bani de la stat au primit nu doar PSD, ci și PNL, 7,2 milioane de euro în primele 10 luni ale acestui an. USR 2,1 milioane de euro sau ALDE 1,5 milioane de euro. Finanțarea partidelor politice din România a explodat în 2018, după ce legea a fost schimbată la inițiativa deputatului PSD Mircea Drăghici. Acesta este trezorierul Partidului Social Democrat, iar Newsweek.ro a scris că el, împreună cu soția sa, ar fi beneficiat de 1,8 milioane de lei și 3 mașini de lux de aproape 200.000 de euro din banii publici primiți de către PSD drept subvenție. Dacă tot anul trecut PSD a primit de la Autoritatea Electorală Permanentă circa 16,5 milioane de lei, în primele 9 luni din 2018 subvenția a depășit 60 de milioane de lei. Scopul inițial al acestei alocări de fonduri către formațiunile parlamentare a fost eliminarea clientelei de partid, care se știe că finanțează aleșii contra unor beneficii ulterioare prin contracte bănoase.